Dragi prieteni, vă salut! Numai puțin să mai așteptăm puțin timp pentru ca alți prieteni să se conecteze sau să facă un share sau repost. Astăzi, în general vorbind, astăzi chiar nu aveam o mare intenție de a ieși cu anumite comentarii și cu anumite replică în adresa prim-ministrului Chicu și declarațiilor pe care le-a făcut dumnealui sau chiar și declarațiilor făcute de președintele Dodon vineri. Însăși declarațiile ele provoacă totuși anumit comentariu. Și dacă tot vorbim despre declarații, aș vrea în primul rând să mă refer la situația prin care trecem noi toți astăzi, întreaga țară, legată de pandemie. Prim-ministru Chicu astăzi s-a adresat oponenților politici în mod special ca să nu politizăm subiectul legat de pandemie. Eu sunt de acord că subiectele care presupun o anumită dramă sau o anumită tragedie sau subiecte mai sensibile prin care trece întreaga societatea noastră, nu trebuie și nu este cazul să fie politizate. Însă, într-o democrație, rolul opoziției este să critique acțiunile greșite ale guvernării și să vină cu propuneri. Și nu poți să treci cu vederea unele subiecte sensibile pentru societate, doar că, pur și simplu, prim-ministru Chicu sau președintele Dodon nu se simt confortabil fiind criticați. Și dacă tot vorbim despre situația actuală legată de criza pandemică, la noi ca la nimeni, dragi prieteni, toate statele lumii ies din criză, foarte multe state deja relaxează măsurile de prudență și cazurile sunt foarte, foarte mici pe zi ce trece, dar la noi invers. De astăzi au fost relaxate foarte multe măsuri, de astăzi a început să funcționeze, de exemplu, industria Horeca, de astăzi aeroportul Chișinău a început să funcționeze și, apropo de astăzi, sau chiar de mâine, deja sunt curse regulate din Chișinău și până la Chișinău. Însă, cresc în continuare. Și sunt mult mai multe în fiecare zi în comparație cu, să zicem, 2 luni în urmă, în perioada stării de urgență. Întrebarea este de ce? Și dacă noi vom încerca să răspundem la această întrebare, ne vom da seama că autoritățile Republicii Moldova, această guvernare, parcă intenționat și cu tot din adinsul, a încercat să facă lucrurile cumva pe dos. Iată, închipuiți-vă următoarea situație. Să așează președintele Dodon cu prim-ministru Chicu la o masă, la o discuție. Și președintele Dodon spune, ce zici tu, Ionică? Cum să facem noi în așa fel încât să infectăm mai mulți oameni și să distrugem economia? Ai vreo idee? Și Chicu îi spune, domn președinte, să trăiți, am un plan. Și iată, ei au mers pe planul respectiv. Și ca să înțelegeți despre ce vorbesc, haideți să ne aducem aminte puțin, măcar puțin câteva exemple. Vă aduceți aminte bălbăiala autorităților legate de purtatul măștilor? Cum a ieșit toată conducerea țării și a spus, măștile nu trebuie purtate, că aduc numai prejudiciu. Că după asta să treacă timpul și spună, nu, măștile sunt obligatorii. Vă aduceți aminte când pe de o parte se puneau amenzi, pe de altă parte autoritățile și președintele Dodon spunea preoților, voi nu faceți griji că eu am vorbit și amenzi vă n-o să vă pună. Nouă întregii societăți ni s-a cerut să stăm acasă, iar președintele Dodon cu o echipă foarte mare de 50-60 de persoane a călătorit în toată țara. Eu înțeleg că dumnealui pentru el nu este important dacă este supus riscului sau nu. El este indiferent dacă el se îmbolnăvește sau nu, sau dacă îmbolnăvește familia.
copiii, soția. Dar el este însoțit în călătoriile sale de vreo 20 de ofițeri SPP, de jurnaliști, primarii trebuie să stea să-l întâlnească acolo unde el merge, medicii unde el călătorește și din anumite informații. Numai la SPP sunt peste 10 ofițeri care sunt bolnavi de COVID, s-au infectat și familiile lor la fel sunt într-un anumit pericol. Asta înseamnă irresponsabilitate. Cum să înțelegem noi? Prim-ministru Chico a ieșit astăzi în declarație și a spus, urmăriți-l atent ce a spus el astăzi. Demnitarii și funcționarii trebuie să dea exemplu cetățenilor. Ce exemplu cetățenilor a dat președintele Dodon și președintele Parlamentului care au fost astăzi la monumentul lui Eminescu, au depus flori, fără mască, fără protecție și mai mult de trei, apropo. Problema este, dragi prieteni, că demnitarii și funcționarii sau cei care conduc astăzi țara, prin exemplul lor, au arătat că lor nu le pasă. Că poți să iei să nu respecti regulile și reguli de carantină și regulile de prudență și au dat un exemplu astfel cetățenilor. Chicu și Dodon au spus că oamenii sunt irresponsabili. Din cauza asta crește numărul de infectați. Nu vi-e rușine? Voi ați făcut un regim stupid fără să vă gândiți de lucru a piețelor și a magazinelor și a transportului public. În toată lumea, dacă vrei ca oamenii să nu fie aglomerați, tu extinzi numărul orelor de lucru. Tu faci ca piața să lucreze de la 6 dimineața până la 6 dimineața. Că atunci oamenii nu se vor îmbucși la piață ca să reușească în 2-3 ore să facă cumpărături. Tu dacă vrei ca în transportul public oamenii să nu stăie, cum ai spus, Dodon? Ca siliotca, da? Unul pe alții, ca într-o cutie de pește. Păi dacă tu vrei ca oamenii să nu stăie ca siliocile, cum spui tu, în microbuse sau în transport, extinde orele și regimul de lucru a transportului public. De ce, dragi prieteni, la noi ca la nimeni? Prin exemplele lor, demnitarii ne arată cum să nu fim responsabili. Ba mai mult ca atât, vin cu decizii stupide și lipsite de orice logică, și ies în fața cetățenilor și încă ne mai spun, purtați măștele în locurile aglomerate și în aer liber, dar singuri arată cum să nu faci acest lucru. Și apropo, cu referire la măști, dacă măștile sunt obligatorii, domnul prim-ministru Chicu, președinte Igor Nicolaevici Dodon, voi știți cât costă o mască? Ați fost la farmacie? Când ultima dată ați intrat într-o farmacie? O mască costă 8, 9, 10 lei, asta de unică folosință, de 2 ore. De ce nu vă gândiți voi oare că guvernul ar trebui să asigure măști gratuite? Poate masca asta ar trebui să fie astăzi un element esențial și vital. Știți voi oare că foarte mulți cetățeni folosesc această mască de 2 ore, o folosesc zile întregi și o transmit încă de la unul la altul, fiindcă nu au bani să-și cumpere altă mască? V-ați gândit voi oare că ar trebui să vă întâlniți cu producătorii, să discutați acest lucru și să înceapă o producție în masă a acestor măști și să fie date gratuit, mai ales persoanelor socialmente vulnerabile, de exemplu bătrânilor, de exemplu familiilor cu mulți copii. Poate masca asta ar trebui să intre în lista produselor compensate, ca oamenii să meargă la farmacii printr-o procedură foarte simplu, în baza unui, nu știu, recomandări de la medicul de familie, să meargă să-și iei un pachet de vreo 50 de măști să aibă pentru viitor. Voi numai știți să ieșiți și să spuneți, să vă adresați opoziției, pe care cum ați numit-o voi, valul 3 de pandemie, nu vi-e rușine? Voi ați adus țara la dezastru prin deciziile pe care le-ați luat, prin irresponsabilitatea de care dați dovadă și prin exemplele proaste pe care voi le dați societății. Și voi numiți oameni irresponsabili și opoziția parlamentară irresponsabilă că politizează subiectul?
rușine. Să aveți rușine. Și apropo, pentru toate deciziile pe care voi le-ați luat, puteți fi trași la răspundere. Ați ieșit în fața oamenilor acum 2 luni de zile și ați spus, mergeți doar la laboratorul de stat și faceți teste. Ca după asta noi să descoperim că acel laborator al statului nici măcar până astăzi nu este acreditat. A spus să nu meargă oamenii la clinicile private și la privat să facă teste. După care, peste vreo 2 săptămâni, v-ați trezit că nu sunt capacități de testare și a spus se poate. O lună în urmă ați promis că veți testa tot personalul medical și n-ați făcut astăzi nimic până astăzi. Ați spus că aduceți 80.000 de teste din China și ați adus doar 50.000 și pe ele încă nu se știe cum le-ați folosit. Am descoperit noi, cei de la ProMoldova, că ați dat medicilor echipamente expirate încă din anul 2013 și 2016, din rezervele de stat care mai erau. Poate din cauza acestor echipamente, combinezoane și măști vechi și expirate, medicii noștri s-au infectat. Iată, toate acestea poate fi considerate chiar crime împotriva umanității. Domnule Chico, am văzut că dumneata foarte des te adresezi mie, cumva spunând că ai să răspunzi pentru frauda bancară. Și eu am spus-o de fiecare dată. Sunt gata să răspund la orice întrebare în privința fraudei bancare. Și eu știu că n-am făcut nicio ilegalitate. Dar acum vreau să vă spun ție, domnule prim-ministru Chico, și ție, domnule președinte Dodon. Pentru toate deciziile abuzive, ilegale și tot ceea ce ați făcut voi în ultimele 3 luni de zile legate de această pandemie, din cauza căreia deciziile voastre au murit oameni și mulți s-au infectat și ați distrus economia țării, asta este răspundere penală. Și asta nu se prescrie. O să ajungem să investigăm ceea ce faceți voi astăzi și o să răspundeți. Și în privința testelor, și în privința măștilor, și în privința economiei, când ați luat o decizie ca să ajutați economia, dar mai ales atitudinea voastră față de oameni pe care îi considerați irresponsabili. Îmi pare rău că avem o astfel de conducere. Și îmi pare rău și mie personal. Fiindcă cu votul meu, acest prim-ministru a fost pus în funcție. Și îmi pare rău că cu ajutorul foștilor colegi din Partidul Democrat, președintele Dodon a ajuns președinte. Fiindcă asta este o mare, mare, mare greșeală pentru țara noastră. Dar știți, dragi prieteni, cu toate relele și bunele trec și cu siguranță cei care se fac de vină pentru irresponsabilitatea lor va răspunde. Și asta e acea replică, domnule Chicu, de care spuneai tu că eventual noi n-ar trebui să venim astăzi. Iar noi cei de la ProMoldova pregătim un set de măsuri și un plan anticriză pe problema domeniului sanitar și tot ce este legat de pandemie. Și în această săptămână vom propune colegilor din Parlament, din opoziție, nu de la guvernare, că cei care sunt la guvernare au arătat deja incapacitatea lor de a guverna. Dar noi vom propune și societății, prin experți și experților, anumite propuneri de a ieși din criză. Dragi prieteni, ne vom revedea foarte curând, să aveți succese, să aveți o zi bună și cel mai bine nu ascultați politicienii, ascultați medicii, ascultați experții, dar nu ascultați politicienii în toate recomandările și deciziile pe care le iau în privința pandemiei. Că noi până la ora actuală am înțeles că sunt decizii stupide, că e o atitudine neprofesionistă și irresponsabilă din partea lor. Să aveți grijă de voi, multă sănătate și ne vedem pe curând. Numai bine!